Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou vlog. Bună seara, dragi prieteni! Mai filmăm și noi astăzi ceva? Mai vorbim și noi cu prietenii? Astăzi de Crăciun, cum să ne filmăm? Dă-te și tu mai încă lângă mine. Da, mă dau lângă tine. M-am pus aici lângă calorifer, că mi-este frig să mă mănâncă scurtă. Astăzi toată ziua am umblat tot, numai așa. Păi cum ți-e frică? Vă că ți-e cald. O, nu știu, așa am rămas azi dimineață, la mânică scurtă. Prieteni, noi vă dorim sărbători fericite, un Crăciun fericit la toți prietenii care ne dau like-uri, care ne comentează. Care se uită la noi. Care se uită la noi. Le mulțumim frumos și le dorim sănătate multă și sărbători fericite. Fericire multă. Doamne ajută la toți prietenii. Prieteni, freza asta nu prea mai mă înțeleg. De ce? Trebuie să facem blanc. Nu mai este părul că am ce și ce. Implant, frate. Prieteni, m-am șulat de dimineață, m-a ajutat Madalina de a-mi pregăti și eu pe aceea de a da soacrină de pomană de dimineață. Trebuia să facem și parcă nu știu, n-am mâncat nimic până la ora asta. Ce-am mâncat? Ce mănânci? Mandarină, portocale. Dar tu nu stai pentru scaunul, tu stai pe jumătate. De unde ai o vulpiță asta? Asta? Asta e de-am prins-o eu la vânătoare. Nu. Hai că vă vedeți toți în oglindă, în geam. Fata aia, Alina, e îmbrăcată top model, fix ca bunica sa. Oh. Oh. Ia să te bunica sa așa pe spatele, în poza. Vă filmez chiar acum când mâncați și voi, nu? Nu știu ce, mâncăm urât sau ce, ne-ai rușine cum mâncăm? Nu. Ia să vedem cum mănânci, vezi? Uite că mănânci urași. Că mănânci așa, de spică pe jos. Și mine o nostru tot așa a rămas la fel. Tot așa rămas, cum a spart, zis, așa a rămas. Am zis să facem și noi aici, să le mergem. Tot ce fărăm tu. Așa rămân. Așa rămân. Deci nu mai trebuie să fărăm. Nu. Uite, uite, uite ce vin aici, și nu știu de ce face, nu știu, fierbe, parcă nu știu, de unde e vinul ăsta? Fierbe că e la căldură. Nu, dar de unde e vinul ăsta? L-am cumpărat. Uite ce face de frumos, are acid. Eu am pus-o astăzi aceea pe masă, nu știu cine a pus vinul în ea. Bunica mea. Să facem suc de portocale. Avem ăla de Don acolo, aparatul ăla. Vrem să facem suc de portocale, să băgăm aici. Păi la un pahar de portocale trebuie să cumperi... Ce? Dar cum să faci suc de portocale? Că nu e pentru sucuri, este ce pentru face? Ăla cu absolut, cu... Nu știu. Trebuie să cumperi 10 kg de portocale ca să ne faci câte un pahar de fiecare. Aici? Că merge cam un jumătate de kilogram de portocale la un pahar de suc. Păi așa vreau. Adică nu un pahar de ăsta. Mădălina spune să facem altceva, păi nu. Cocktail. Da. Nu, s-o tot. O să facem și suc de portocale și suc de mandarine. De mandarine, cum să faci suc de mandarine? Să face. Să mai mă duc să mai cumpăr una de asta. Să mai să am două. Păi să-ți cumperi, că asta e a mea. De unde să fie a ta? Eu am cumpărat, eu am dat un milion de la mine, i-am cumpărat-o, așa că... Așa? Păi și tu ai zis că tu ai cumpărat. Nu, e adevărat, eu am... Ea a dat 2 milioane pe farfuriile alea, că a cumpărat două seturi, 12 mici și 12 de ciorbă, că mai avea. Și n-a vrut ca să mai auzi tu și am dat din banii tăi 1 milion. No. Și 1 milion am luat de la mine, am dat din banii mei ca să iau pe ăștia. Și a spus că a dat pe asta și nu ți-a mai arătat farfuriile ca să nu te cerți cu ea.
Așa că... Că ce? Ia, spune. Eu n-am voie să mai mint. Așa e. Păi dar ai zis că asta e a mea. De ce este a ta? Păi este a mea. Păi nu, ea a cumpărat-o, dar a ta e. Nu. Păi a zis, eu ce, ți-am dat 1 milion, zice, din banii tăi și 1 milion ți-am dat lui Andy din banii tăi. Așa mi-a zis. Păi da, și ne-ai luat farfurile, așa de nu ți-au ajuns. Păi am luat pe banii mei farfurile. Ce farfurile luare? Păi am luat farfurile ale mici. Nu, nu făceau, nu făceau 1 milion jumate. Da, făceau 2 milioane 400. 12 cu 12. Păi ce ați luat? Farfurii de ce ești? Cum ieftine? Ori am luat de ciorbă și ale mici. Că ale mari... Ai dat 2 milioane 400 pe ale mici. Ale mari au cumpărat să-și pe o zi înainte. Albina? Ce faci de? Și asta e a mea și mai cumpăr una și pentru Alina. Uite-mă. Bine, dar tu unde mi-ai dat 1 milion? La asta ori la farfurii? Eu ți-am dat farfurii. La farfurii? Și de ce asta e a ta? Ce-ți deci că tu ți-ai luat farfuriile și ai plecat și eu am spus, stai să-mi iau și eu una din asta dacă tot suntem aceea. Așa ai zis tu. Da, cheltui banii și rămâneam fără. Și îmi doream din asta. Și mă duc să mai cumpăr una. Mm-hmm. Da, câte una din asta? Da. Hmm? Zice, mamă, ia mamă, da. De asta se luă lui Alina. Pe plan, dădeam cu 4-5 milioane. Acum am luat... Da, țigăncile au vândut-o cu 2-3 milioane. Lasă că nu era țigăncile 2-3 milioane, era mai mare. Nu era mai mare, era la fel. Vă văzut eu la frate. Ia, du-te mai acolo să te văd cum ești îngăzut. Sunt mai mari. La zi 200, doamne, ești. De cameră. Vai, ce fată frumoasă. Mă duc în casă. Uitați aici și așa. Dragi prieteni, suntem aici la cum la dumneavoastră la Gogu. Da. Bătăiem. Uite pe a bătrână aici. Vezi și ajută cu. Stai, bă, să arăt aici pe a bătrână cum a pregătit masa. Dă-te brațul la o parte. Diner luam telefonul, ai pus șala, n-ai Vâlcea. Pe baba Lidia. Baba Lidia a pregătit toată Vâlcea. Baba Lidia de la Vâlcea. Da. Da, eu am pregătit tot. Toată noaptea a pregătit săraca de ea. Tot a făcut brățărina până acum pregătirile, tot a făcut și a zis baba Lidia să facă ea pregătirile, să pregătească masă. Ia uite. Prieteni, dacă vă place cum a pregătit baba Lidia masă, dați un like. Marie, da. Vă abonați la canal. Da, 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 avem ordine, avem deși la o bundăretul. Să le arătăm și la prietenii noștri de pe... Am mult, au în ordine, pe cum e tradiția la noi, cum să... Hai, hai mii, dacă în ordine, uși și omul. Cum să facem de Crăciun? Fraților, noi ne-am grăbit puțin, că a venit curs cu Tomiță și cu Mita. O, n-ai curs cu eu. Hai. O, ce și pe mașcar, de-aia e batalote și nebutiu ăla, nebutiu ăla. Vorbește românește. Că sunt și bătrâni. Mă, din progă, uitați, Tomiță, vorbim o țară românește, avem limbă și aici și avem și din coace limbă. Da, mă, limba pe jumătate tăiată, așa. Bă, cum țiganca asta știe, frate. E unde a pus-o. E și la ăla, da? Da. Avem aici pe Mimi. O să filmăm mama Zora, să filmăm mama. Nu, trebuie. Adă șuri mai să ai? Maria, adă șuri mai să ai cu ăla, dar i-a scuțul ăsta avea neam. Gogo și Mimi. Sănătate nașului. Acolo ești, acolo ești, acolo ești. Și cum a venit? Da, tehnolog, m-am venit la Deva 3. Ce dădim un prașor, dar găsesc bogarele. Bă, Tomiță, noi am tăiat ultimii porci. Am avut probleme și am tăiat ultima dată porci. Dar ce, uite, a fumat. Și tot s-au făcut, uite. I-a fumat. S-a ocupat a bătrână. S-a apucat a bătrână, a fumat oasele, bă, până a stat eu. La Popești, bă, ce știți voi? Merg cu parii la Popești. Da, le ordin. Popești le ordin. Hai, mergeam la bătare și n-am putut la bătare. La povestea ce vă să vă? Ai unghi apartamente, nu vă am putut la bătare. Tu ai?
Eu? Ha? Cu tu să n-am un gol. Eu. De unde e că furi? Mi-e să ce mică. Ce ai mică? Ce mică? Asta pe aici rămâne așa că... Deci gata, gata, că le-am Ale, ce copar ești, Odin? Ce copar ești? Ale, 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 ce copar ești? Ale,